Suntem în anul jubileu. Au trecut 100 de ani de la 1 decembrie 1918. Anul Marii Unii a fost anul astral pentru România. Atunci am primit visul a câtorva generații care au așteptat Marea Unire. Chiar dacă sfârșitul primului război mondial n-a fost fast pentru noi, Dumnezeu ne-a dăruit ceea ce era greu de sperat. Ne-a dăruit unitatea. Credem că această unitate politică a fost precedată de unitatea noastră spirituală. Această unitate spirituală i-a făcut pe marii bărbați ai neamului să lupte cu tenacitate pentru a-și vedea visul împlinit. Avem un vis neîmplinit, copil al suferinței, deșarea lui ne-au răposat și moșii și părinții, scrie Octavian Goga. Unii au plecat în eternitate fără a-și vedea visul împlinit, dar l-au profețit cu toată ființa lor. În anul 1898, cu gândul la Marea Unire, Ion Luca Caragiale scria: Doamne, dacă mie nu va fi dat să intru în pământul făgăduinței, să aud trâmbițele cântând și să văd zidurile Ierihonului surpându-se în fața soarelui ce s-a oprit în cale din porunca ta, fă-mă să adorm pe drum cu smerenia, că ceea ce în mie nu mi-a fost dat, fiilor mei le va fi dat. Ion Luca Caragiale n-a ajuns în pământul făgăduinței și n-a ajuns nici prietenul său, George Coșbuc, ci a trăit până aproape de momentul astral. George Coșbuc vedea religia și limba, elemente spirituale de maximă valoare care îi uneau pe români. Religia și limba se sprijinesc una pe alta. Religia trăiește prin limbă, căci vai de neamul care e silit să se roage într-o limbă pe care nu o pricepe, iar limba trăiește prin religie, căci dacă ar începe limba unui neam să piară, câtă vreme va trăi în biserică și în cărțile ei, ea nu poate să se stingă. Alții însă, din elita intelectuală, care s-au implicat în pregătirea marului eveniment și au ajuns anul astral, au dat glas sentimentele lor ce au covârșit. Atât ierarhii ce au participat la adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, cât și scriitorii cu harul condeiului au lăsat mărturii de foc pentru viitorime. Episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh, a rostit o rugăciune: Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ai văzut strâmtorarea părinților noștri și ai auzit strigarea lor, că se făcuseră ei ca floarea în brumă și pleca spre pulbere era sufletul lor și trupul lor lipit de pământ. Tu ai împlinit cu noi ceea ce ai făgăduit, sfărâma voi jugul lor și voi rupe legăturile lor, lărgi voi hotarele lor, adunai voi din popoare și voi strânge din țările unde sunt împrăștiați. Iar în cuvântarea de pe platoul romanilor, printre altele, a spus: ceasul deschiderii a sosit, nu putem reteza Carpații, căci ei sunt și trebuie să rămână și în viitor inima românismului. Dar simt că astăzi, prin glasul nostru unanim, vom deschide larg și pentru totdeauna porțile Carpaților, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viață românească și ca prin aceasta să ni se înfăptuiască acel vis neîmplinit, copil al suferinței, de-a cărui dor au adormit și moșii și părinții. Episcopul Iuliu Hosu, viitorul cardinal, în cuvântul său a tâlcuit textul din Evanghelie: fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, căci adevărat grezi vouă că mulți proroci și drept au dorit să vadă ceea ce priviți voi și n-au văzut
și să audă cele ce au zis voi și n-au auzit. Înțelesul este acesta. Generațiile trecute au dorit Marea Unire și n-au văzut-o, dar generația Marii Unire a văzut-o. Ce să mai spunem de Iona Cârbicianu? El pune în gura dascălului Marin Mureșan, participant la Marea Unire și marcat de momentul acesta, cuvintele următoare. Eu văd că ești alta, eu văd că ești fericită, eu simt bucuria și noua ta viață, te-aș mângâia ca pe un copil de-ar fi să trăiesc veacuri. Câmpiile tale, codrii tăi, apele tale, toate îmi vorbesc de negrăita ta fericire, patria mea. Nu ești pământ mort, nu ești vânt, nu ești apă, ești suflet ce tremuri de bucuria libertății. Realizăm că aceste cuvinte se adresează României mari, pe care de mult aștepta să o vadă așa. Tu știi cât am dorit să te văd așa cum ești acum, cu toate lanțurile sfărâmate și să strălucești de întreaga ta tinerețe și frumusețe. Unitatea noastră națională a presupus jertfe și dăruire. La jubileul de 100 de ani de la realizarea ei, chiar dacă acum țara nu e atât de mare ca în 1918, sufletele noastre tresaltă de bucurie. Nichifor Crainic ne spune că orice comemorare e participare la actul comemorat. Voi, care mergeți să îngenunchiați, amintiți-vă cum au murit aceia pe care îi evocați în cuvântările voastre. Mie mi-a fost dat să văd pe mulți și să-i aud murind. Unul avea picioarele amândouă sfârtecate până la coapse, rănile erau mari și roșii, mai mari decât luna cea mai mare și mai roșie. Când i se schimbau pasamentele, durerea adunată de pe suprafețele imense ale rănilor era atât de groaznică încât răcnetul agonizantului se schimba prin nu știu ce miracol într-un cântec fioros și puternic și zguduitor. Preocupările legate de marele jubileu s-ar putea ca pentru unii să pară de suiete. Când s-a ieșit din izolare în care ne ținuise stăpânirea comunistă, real sau formal, toți mimau credința în Dumnezeu și dragostea față de țară. Numai că observăm cum încet, încet, se strecoară insidios în mentalitatea unora un soi de internaționalism mai periculos decât internaționalismul proletar. Și cele două valori esențiale care constituie coordonatele pe care s-a credit toată spiritualitatea noastră, credința în Dumnezeu și dragostea față de țară, sunt neglijate. Pentru făurirea României mari au fost necesare jertfe, pentru libertate au murit și în 1989, mai ales oameni tineri. Iar noi ar fi bine să nu le înșelăm așteptările. Este adevărat că reforma economică se înfăptuiește cu greutate, că foarte mulți tineri au plecat din țară, iar noi considerăm că pentru rezolvarea tuturor lucrurilor e nevoie mai întâi de o reașezare spirituală a oamenilor. Iar pentru această reașezare spirituală, în biserică avem nevoie de suflete de apostoli, iar în viața politică de genii, de moralitate care să mărturisească împreună cu Avramiancu. Unicul dor al vieții mele este să-mi văd națiunea fericită. Noi, din darul lui Dumnezeu, ne rugăm, muncim și ne trăim viața în metropola Transilvaniei Cluj-Napoca. Dorim din tot sufletul ca pe lângă prosperitatea economică să meargă bine și viața spirituală. Și nu cred că voi fi banal dacă îmi voi încheia cuvântul meu la sărbătoarea națională jubiliară folosindu-mă de cuvintele lui Eminescu. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. La mulți ani, România! Trăiască România mare!